Apropo de Lupescu, am și eu o curiozitate și o să-ți spun și de ce. Ai fost invitat la premiera filmului Generația de Aur? Nu. A? Nu? Nu. No. Mircea Sandu a fost? Nu. No. Burleanu? Nu cred. Nu. Nu. Dar n-ai fost invitat, nu? Nu te-a sunat nimeni, nu? Nu, nu. Te-ai fi dus? Nu. Dacă erai invitat? Nu. Dacă te-ai invitat Lupescu sau Hagi? Nu. Hagi? Nu, nu. Nu te duceai? Nu mă duceam. De ce? Nu mă duceam pentru că n-aveam timp. Am avut o perioadă foarte... foarte ocupat. Era seara neamitică în filmul, la 7 seara sau la cât a fost. Tati, n-ați văzut, nu mă mai duc nici la meciuri. Da. O să mă duc poate la meciuri. Și nu, dacă te suna Hagi, nu te duceai? Dacă mă suna Gică Popescu sau Hagi, mă duceam. Dacă mă sau, eu știu, sau Dorinel Munteanu. Sau, așa? Ia zi, poate mă duceam. Poate mă duceam. Dar dacă nu m-au sunat, nu sunt supărat. N-am nimic, nicio... Bun, dar aici nu intervine... Uite, Generația de Aur mereu țipă când nu primesc bilete, când nu sunt invitați, nu știu unde, așa. Nu era normal ca și generația să vă sune? Și pe Mircea Sandu... Hai, poate, nu știu, poate... Hai să zicem, tu erai la ligă, să zicem. Deși și tu ai fost conducătorul fotbalului românesc. Domnule, ei și ei sunt... Răutăcioși? Toți... orgolioși și răutăcioși, crezând că nimeni nu se mai putea ridica la nivelul lor. Ei au fost valori ale fotbalului românesc, cinstit. N-ai ce să... Nu contestă nimeni asta. Contestă nimeni. Numai că fiecare dintre ei au răutățile lor. Fii atent aici ce spun eu. Răutățile lor? Păi eu eram primul vicepreședinte al Federației și președintele Ligii Profesioniste de Fotbal. Lupescu era... îi ținea locul lui Mircea Sandu. Mircea Sandu era bolnav, săracu, făcuse o operație. Și îi ținea Lupescu și cu Prunea. Și după ce au făcut revolta aia și au ieșit Prunea cu Lupescu și cu pe străzi, jos Dragomir, jos cu steaguri și cu astea, știi că este caz unic în istoria fotbalului mondial. N-a existat așa ceva. Până acum. Să iese fotbaliștii cu conducerea federației și cu impresarii, cu steaguri, să-l dea jos pe președintele ligii. Îți dai seama că n-au putut să mă dea jos, dar eu nu le-am putut, nu le-am purtat ranchiuna. Dar după aia a făcut sără un puci cu pițurcă. Dom'le, avea un meci pe la Cluj, înțelegi? Dom'le, tot așa ca asta, să nu-l invităm pe Dragomir la meciul ăla. Cu pițurcă? Era federația, eu eram certat cu pițurcă. A, n-am știut asta. Da. Au făcut puci cu pițurcă? Da, cu pițurcă au făcut puci ca să nu... fii invitat. Să nu fiu... Adică cine? Lupescu, Prunea, care ajunsese la federație, nu? Da. Ei erau șefii federației. Așa. Ei erau... șefii federației. Dacă era Mircea Sandu, era bolnav. Mircea Sandu era bolnav. Aia. Eu nici nu i-am băgat în seamă, îți dai seama. Și a făcut pițurcă puși împotriva ta? Da, m-am dus, m-am urcat. Păi de ce era așa? M-am urcat în avion, cine avea curaj să zică mie ceva, îți dai seama. Păi de ce erai certat cu pițurcă? Că asta n-am mai știut. Am fost 2 ani certat cu pițurcă. N-ați mai vorbit? 2 ani n-am vorbit cu pițurcă. De ce? Nu știu. Ai zis tu ceva de vreun meci de-a lui, ceva? Nu, cred că vorbisem despre el la perioada Târgu Jiu și astea, înțelegi? Și el cu barbutul, cu alea, cu nu știu ce? Nu, cu altceva. Și el a fost supărat pe mine, atunci o perioadă. Bine, eu sunt prieten cu pițurcă. Și 2 ani n-ați mai vorbit? Fratele meu mai mic, înțelegi? Dar vreo 2 ani am... Nu știu, și s-a băgat la puci cu Lupescu și cu Prunea? Da, și eu îl pusesem antrenor. Pe cum, tu l-ai pus antrenor și el s-a băgat la puci? Eu îl pusesem antrenor. Cu Viorel Păunescu. Nu prea dă bine pentru s-a făcut. Păi ce, Prunea și Lupescu puteau vreodată să ajungă în federație fără Mitică Dragomir? Asta e o prostie, cine poate să creadă așa ceva. Păi Mircea Sandu, eu mă certam cu Mircea Sandu în adunări generale, dar când ieșeam de acolo, mă întreba Mitică unde mergem să mâncăm. Și ne reglam problemele la masă. Și de asta te întreb, nu era totuși normal să fii invitat și tu la film? Ba da, mă, era, dar dacă... nu știu, nu...
Adică de ce era închiuna asta totuși, neamitică? Nu, nu era închiuna. E prostie. Ei, prostie, asta este micime. Da, Mircea Sandu merita să fie invitat? Vai, mamă. Și Mircea Sandu și Cașa și tot. Nu, hai, lasă-l. Mircea Sandu te întreb. Da, el era președinte. Da, și Cașa e ce? Cașa e secretar general al Federației. Ce a avut o funcție? De asta zic, Mircea Sandu merita? El a fost președintele în perioada generală. Și de ce să... Fără Mircea Sandu nici nu putea face film. Mircea Sandu a fost cel mai mare conducător al tuturor timpurilor, chiar dacă tu l-ai tot înjurat. Eu o spun, eu mă pricep la meseria asta. A fost mare conducător până a distrus într-un acces de dictator nebun Craiova și Timișoara. N-avea voie no, niciodată. No, vezi-te. Nu e adevărat. N-aveai voie neamitică să faci așa ceva, n-aveați voie. Cu Timișoara a greșit, cu Craiova n-a greșit nimic. Dar hai să nu mai discutăm, că știu că tu ești cu Mititelul, iar eu sunt cu dreptatea. Hai să terminăm chestia asta. Mircea Sandu a condus 24 de ani Federația. Neamitică, nu poți să distrugi două stări de spirit, două echipe legendare. Lasă-i naibii pe Mititelu și pe cine vrei, matale. Nu, e vorba de oamenii care iubesc echipele. Te întorci și zici, găsim bă, o soluție, nu putem să scoatem de pe harta fotbalului două orașe ca astea. Punct, la asta mă refer, n-am eu cu Mititelu nicio treabă. Da. Foarte tare conducător a fost. Păi și el a fost într-adevăr conducător. Și te întreb, că tot plânge generația de aur când ei nu primesc bilete. Mamă, tam-tam. Când ei nu sunt invitați. Mamă, domne, uite ce face Bulearu sau ce a făcut ăla. Și ce? Păi tu de ce nu-i chemi? Lasă-l pe Mitică. Dar tu de ce nu-l chemă pe Mircea Sandu și Mitică Dragomir la premier la film? Te întreb. Dar tu crezi că ei au chiar așa mai multă minte decât Burleanu? Să ai liniștit că Burleanu are minte. La capitolul ăsta Burleanu chiar are minte. La a face PR-ul ăsta și tot. Are, dar are scăpări mari. Este, fii atent aici. Și eu cred că el a fost îndoctrinat de Dâncu să nu... ne bage în seamă pe noi care am fost înainte. L-am mai dezdroctinat eu. Da, fii atent aici. De Dâncu și de Ana, care a fost consilier la președinție cu F, Fota. Uh-huh. Ala a făcut atât rău fotbalului, că el i-a băgat și pe Coldea și pe Maior, pe tot împotriva voastră. Celor care au făcut pușcărie. Săraci, că au făcut pușcării nevinovați. Uite, nemitică, deci eu nu țin cu Mircea Sandu, dar vezi ce vin și te întreb. E normal și nu mi se pare normal să nu-l inviți pe Mircea Sandu la premiera filmului Generația de Aur? Nu e normal. Ascultă-mă, e un gest urât. Și Dragomir, care a fost 21 de ani președintele Ligii și primul vicepreședinte al Federației. Păi băi, vă lăfăiți în clădirile și în bazele sportive făcute de Mircea Sandu și Mitică Dragomir și Cașai. Și nu trimiteți o invitație? Și nu trimiteți o invitație la un film? Nesimțiților. Nu numai la asta, la filmă, dar și ăștia. E posibil la echipa națională să nu-i trimiți fostului președinte care ți-a făcut clădirile alea în care stai acolo? Aici îți dau dreptate. Nu, aici îți dau dreptate. Mircea Sandu trebuie invitat la orice meci important, că a fost... E respectul neamitică pentru funcție, nu e vorba de Mircea Sandu. Dar n-ai ce să mai, că n-ai cu cine să vă. Oamenii mici, de asta nici n-au, foarte puțini reușesc în viață. Fii atent aici ce spun, de asta foarte puțini au reușit în viață, uh-huh. Că nu toți au reușit. Unii cred ei că au reușit, dar nu. Da.